Sâmbătă, la prânz, voleibalistele de la CSMC CSEA de Psatu Mare au jucat în cadrul etapei a 8-a a diviziei a 2-a, pe teren propriu cu Banatul Caransebeș, un adversar care s-a întărit mult în această pauză competițională cu obiectiv de promovare în primul eșalon. Mai mult, la echipa oaspete a evoluat o sătmăreancă crescută la LPS de profesorul Ovidiu Groza, Loredana Pașca. Însă elevele lui Adrian Pricop, deși mai neexperimentate, au reușit să se impună la capătul a 4 seturi cu 3-1. Gruparea sătmăreană a intrat greu în meci în primul set, oaspetele reușind să se distanțeze la 12-5. A venit însă un time-out inspirat a antrenorului sătmărean, după care jocul echipei s-a schimbat radical. Pe finalul primului set, fetele noastre s-au mobilizat și au reușit să se impună la o diferență de 3 puncte. Setul 2 a început mai bine cu 4-2, 7-5, 9-6 pentru CSM CSEA Dep, dar oaspetele a revenit și a trecut la conducere. La fel ca și în primul set, Adrian Pricop a mobilizat echipa, care a câștigat cu 25-19. Setul 3 a fost cel mai echilibrat, care a ținut aproape o jumătate de oră, echipa din Caransebeș câștigând cu 28-26. A urmat setul 4 câștigat în cele din urmă de sătmărâncel cu 25-20. Da, avem o echipă bună, o echipă de viitor, mai bine spus. Azi am întâlnit un adversar foarte greu pentru noi, o echipă cu experiență, un buget mult mai mare decât noi, care își doresc să intre în prima divizie. Probabil o să avem în continuare cu ei meciuri dificile în play-off. Eu cred că pe fileu am reușit să dominăm adversarul. Cred că am avut un atac mai bun și un blocaj mai bun decât adversarul. Urmează unde jucați meciul viitor? Săptămâna viitoare avem la Universitatea Cluj un meci foarte greu, de altfel. Da, o echipă care, într-adevăr, are un stexte de bază din prima ligă. După această victorie, cred că locul 2 și play-off-ul este asigurat pentru echipa sătmăreană. Da, eu zic că suntem deja calificați în play-off. Acolo o să mai avem un turneu de 4 echipe și din acele patru echipe, două merg mai departe la baraj. Voleibalistele vor juca sâmbătă la Cluj cu CSU, liderul seriei vest și principala candidată la promovare.